Salut, sunt Alex la tutoriale Videoinfo și azi voi arăta cum se poate face aplica o mască de genul acesta în Adobe Illustrator. De obicei se face, se prelucrează acea imagine în Photoshop, dar noi vom face mult mai rapid acum în Illustrator. Deci putem să închidem imaginea aceasta, nu mai să salvăm, oricum facem alta. Și deschidem o hartă pe care o avem noi aici, a Africii. Deschidem harta, luăm unealta pen și începem, mai în puțin, Ctrl++, ca să mărim puțin și cu unealta pen începem să facem conturul hărții Africii, cât mai repejor acum, nu o să ne luăm chiar după detalii. Să-i dăm un fil, să nu aibă niciun fil, să nu ne încurce culoarea. Păsăm pe această liniuță roșie, nu avem niciun fil. Și continuăm să urmărim conturul acestui continent. Mai precis putem, dar mai repede, totuși ne grăbim. Așa. Trecem și de Mediterana, ajungem în Marea Rusie. Mai avem puțin și terminăm conturul. Madagascarul nu are rost acum să-l selectăm, cu toate că face parte din continent, după cât știu eu. Bun. Și când ajungem la acesta, când se transformă într-un cerculeț, dăm click și avem această formă, deja este vectorizată, asta înseamnă harta, și o să-i dăm culoarea în firul negru, ca să-l vedem mai bine. Îl avem aici. Acum nu putem decât să putem să mutăm acum. Îi dăm un Ctrl-C să-l copiem, acesta, Ctrl-C, File, New, scriem un nou fișier, nouă pagină, și o să-l dăm Ctrl-V. Avem acum într-o nouă pagină acest vector cu harta Africii și acum mai deschidem un ne mai trebuie încă o imagine, o textură pe care eu am luat-o de pe internet. O să-i dăm un place acum acestei texturi, dăm place și va intra în cadrul imaginii noastre. Nu este prea mare, dar control cu minus ca să încercăm să reglăm, să facem cât pagina noastră, că este prea mare acum. O mișorăm, o facem această textură cu piele de șarpe. O facem cam cât este pagina noastră. Control plus ca să mărim imaginea, să vedem mai bine ce lucrăm. Mai centrăm, mai dăm control plus. Bun. Și acum putem să-i dăm, selectând aceste imagini, o să-i dăm, să o trecem în spate, vrem noi acum. Și putem cu click dreapta, arrange, send backward. Și avem cele două.
Acum avem vectorul cu harta Africii, pe putem să-l selectăm, și această textură care se află în spate. Selectăm prima harta Africii, acest vector, ținând Shift-ul apăsat, selectăm și pielea de șarpe, textură. Acum sunt selectate amândouă. Puteam să-i dau și Control A, Control All, adică să fie selectate tot ce este în pagină. Și acum mergem la Object și trebuie să-i facem un Clipping Mask. Mergem la Clipping Mask și dăm Make. Ca din această textură să facă o mască, asta urmărim noi, pe harta Africii. Clipping Mask, Make. Și în momentul acesta avem ceea ce urmăream, harta Africii acoperită de o piele de șarpe. Asta, bineînțeles, putem să urmărim, să putem să-l aducem în alt context, în altă imagine. Putem să mai adăugăm, acum știu eu, altă hartă sau ceva în spatele ei. Putem să aducem în... și e dat mereu să fie în față, să fie vizibilă această... acest vector pe care l-am cu ajutorul Clipping Mask, care mai puteam să-l facem și cu meniu din zona asta. Să încercăm totul să luăm și mai putem să luăm acum și Madagascarul ca să mai facem un exercițiu mic. Tot așa, o să luăm un alt pen. Facem repede un contur și lui. Și l-am închis, control, îl selectăm, control C ca să-l copiem. Mergem în documentul unde se află și Africa Pielea de Șarpe. Control V, am pus și pe ăsta aici. Acum, bineînțeles că trebuie să o luăm de la capăt, să adăugăm harta, să adăugăm pielea în spate, această formă, Madagascarul, să fie în față, selectăm ambele, deci asta și textura din spate, cu ele ambele selectate, după câte v-am arătat, mergeți la obiect, Clipping Mask, Make, și o să fie și Madagascarul cu o, această textură pe el. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următorul tutorial.